În plină vară, cazurile de COVID se mulțesc de la o săptămână la alta. Într-o perioadă fără restricții, suntem deja în cea de-a treia săptămână de creștere alertă a numărului de infectări. Zeci de copii și sute de adulți sunt internați pe secțiile spitalelor. În acest context, spun specialiștii, și ne recomandă masca în spațiile închise și mijloacele de transport în comun. Protecția este astfel mult mai ridicată în fața noilor variante ale virusului, care sunt mult mai transmisibile. În jur de 150 de pacienți, adulți și copii, sunt internați cu COVID-19 la Institutul Matei Balș din Capitală. Însă situația se poate schimba de la zi la alta, spune medicul Adrian Marinescu. Masca nu este o idee rea în spațiile închise, mai ales pentru cei vulnerabili care au și alte afecțiuni. Eu cred că trebuie să existe prudență. Ne uităm în jurul nostru și vedem că destul de mulți sunt infectați, chiar dacă fac în general forme autolimitante, chiar dacă nu au probleme majore, totuși oamenii vulnerabili în continuare au un risc să prezinte și complicații. Deci aș fi atent de acum încolo. E adevărat că riscul cel mai mare este în spațiu închis, care de obicei ne aerisit. Masca ne-ar putea proteja într-o măsură mare. Alți specialiști spun că este posibil să asistăm acum la debutul unui nou val epidemic, ceva mai devreme, tocmai din cauza profilului celor două versiuni BA4 și BA5 a tulpinii Omicron, versiuni pe care cei de la OMS le-au numit de îngrijorare, tocmai pentru că efectele acestor mutații sunt necunoscute încă. Copiii par să se îmbolnăvească mai repede, mai ales că foarte puțini dintre ei sunt vaccinați. Același profil care l-am văzut în valul Omicron, și anume ospitalizare mai mare în rândul copiilor decât în valul Delta. Chiar dacă boala a fost mai ușoară pentru adulți, ea a fost mai severă pentru copii, se păstrează. Cei cu 3 doze de vaccin făcute au un grad de protecție mai ridicat în fața îmbolnăvirii, însă contează foarte mult și modul de viață, spun medicii. Pur și simplu o oboseală exagerată, o alimentație necorespunzătoare influențează imunitatea. Normal, majoritatea celor care și-au făcut cele 3 doze de vaccin au cu siguranță un anumit nivel de protecție și nu unul neglijabil. Ce este sub 3 doze este mai greu de evaluat. În perioada 20-26 iunie au fost înregistrate 3.974 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2. 638 de pacienți erau internați pe secțiile spitalelor, iar la ATI erau internate 58 de persoane. 41 dintre acestea nevaccinate. 78 din totalul celor internați erau copii, dintre care unul internat la ATI. Au fost raportate 13 decese din cauza COVID-19. Sunt clar cifre mai mari față de perioada 13-19 iunie, când au fost înregistrate cu peste 1000 mai puține ca săptămâna precedentă. Specialiștii OMS au declarat recent că se așteaptă la o creștere a cazurilor de COVID-19 în perioada următoare și că fiecare stat în parte ar trebui să monitorizeze atent situația.